Cu mare emoție calcă cei mici printre brazii pudrați cu zăpadă și plini de luminițe. Intră cu sfială în căsuțele mici ale elfilor, unde pe măsuțe pitice stau castronele și ceainice pentru cei fierbinte. Și tot cu sufletul la gură află cum s-au împrietenit spiridușii cu Moș Crăciun. Când au văzut că bătrânul îi privea cu blândețe și le făcea daruri, s-au îmbunat și au început să vină să-i dea o mână de ajutor. Iar atelierul de jucării este de-a dreptul fermecat. Tot ce iese din mâna spiridușilor, păpuși, mașinuțe sau roboței, este presărat cu praf de zâne. Însă casa lui Moș Crăciun este pur și simplu special. Mi-a fost tare dor de voi. Ia să vedem, îmbrățișare cu toată lumea. Oh, oh, oh! Ce frumos! Cea mai importantă întrebare pe buzele tuturor este de unde știe Moș Crăciun dacă au fost cuminți copiii sau nu. Sunteți urmăriți tot timpul anului de spiriduși, de elfi, de zâne, dar și de păsările cerului și de animăluțele din jurul vostru. Toți vin și îmi spun mie. Mai mult mi-a plăcut cum arată satul și de mult mi-a plăcut. Mulți spiriduși ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut și bubu și clăpățica. Copiii se întorc la casele lor cu gândul la noaptea magică a Crăciunului, când vine pe la fiecare moșul cel bun. Și aduce daruri multe.